Bună ziua și bine v-am regăsit în Dumbrava minunată. Ei bine, platoul emisiunii Taine s-a transformat așa peste noapte într-o pădure magică. Transformarea, bineînțeles, că a fost făcută de către o zână a frumuseții care este aici în platoul alături de noi. Se numește Cristina Iachim și este expert beauty, este specialist în medicină alternativă și fitoterapeut. Bine ai revenit, am avut așa o ușoară emoție când te-am prezentat. Mulțumesc, Oana, de invitație. Mă bucur că te simți așa ca într-o pădure, că am venit din tot sufletul, din toată inima. M-am implicat cu mare bucurie și dăruire să aduc aici în platou, așa să ne simțim ca într-o pădure amândouă. Să știi că așa este și ori de câte ori vii, Cristina, vii cu energia asta frumoasă pe care au sesizat-o și cei de acasă. Știu că ți-au scris foarte mulți oameni. Da, și aș vrea prin intermediul acestei emisiuni să le mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru imaginile pe care mi le-au trimis prin intermediul rețelelor de socializare, pentru gândurile lor bune și așadar vreau să spun că sunt tare mândră și bucuroasă că oamenii încep să se îndrepte spre natură. Da. Și culeg diverse plante și mi le trimit și îmi spun, e ok, oare asta este? Știu că bunica mea o folosea pentru nu știu ce. Altcineva tot zice, am depistat planta asta, nu știu, și chiar o am aici în coșuleț și vreau să o arăt. Este cicoarea, care foarte multă lume o aseamănă cu albăstreaua, dar nu este. Dar o să vorbim despre ea. Și mulțumesc cu recunoștință tuturor. Uite, Cristina, vreau să te întreb cum te simți când vezi că primești atât de multe încurajări, atât de multe încurajări, mă refer la faptul că oamenii te apreciază pentru ceea ce cunoști și ceea ce aplici în viața ta și duci mai departe așa cu o maestrie pe care o găsești în cărți, știi? Adică ceea ce faci tu și acasă la tine și ceea ce ești, e clar, adică nu vorbești din cărți, nu? Chiar dacă tu cunoști foarte multe și ai învățat, slavă Domnului, că la prima mea întâlnire cu tine sau printre primele când mi-ai zis că cunoști peste 6.000 de plante, am zis, nu se poate, am dat peste omul potrivit pentru mine, pentru că sunt atrasă de tot ceea ce înseamnă plante. Și mă gândesc așa, știu că ești o fire emoțională și o fire, o femeie cu inima deschisă și, nu știu, când vezi așa că oamenii te apreciază și... Da, cum te simți? Bună întrebare. Și aș vrea să fie simplu răspunsul meu. Mă simt longevă. Ce frumos! Bucuria asta îmi prelungește viața. Asta simt. Asta simt. Și ieri când am avut toate plantele așa, și vreau să-i mulțumesc prietenei mele, pentru că și ea este o iubitoare de natură și din grădina ei magică m-a ajutat să mai aduc câteva plante pe care eu nu le aveam. Nu știu, am simțit o energie, chiar aveam un pacient în cabinet și m-a văzut că m-am schimbat, pentru că eu nu știam, zic, vai, ce e aici, ia uite-o și pe asta, vai, ce drăguță e, unde să o pun, cum să le așez. Deci am venit așa, nu știu, m-am transformat, pur și simplu, pe lângă ele eu mă transform, îmi schimb starea, așa cum am mai spus-o și în alte emisiuni. Da, 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 și s-a simțit asta și în protocol unde am stat înainte de începerea emisiunii. Da. Plantele acestea au energie aparte și chiar vreau să, din afară faptului că plantele au energie frumoasă și pură și dar spune-ne de ce, mai ales pentru noi. Păi uite, femei. Tot ce am aici sunt plantele femei. Aha. Deci sunt leacuri pentru noi. Leacuri pentru noi, da. Ce nu vreau bărbații să fie puțin supărați pe noi, pentru că o să avem o emisiune în care o să vorbim și despre dânsii. Însă astăzi avem plante și flori pentru femei.
Lasă că bărbații se bucură pentru că au femei frumoase. Dacă folosesc toate astea de aici, n-ai cum să nu ești frumoasă, precum sunt florile pe care le avem. De asemenea, aș vrea să mai spun că în a doua parte a emisiunii o să vorbim și despre îngrijirea părului. Continuăm așa, cu îngrijirea părului. Da, vom vorbi despre îngrijirea părului lung, da, deoarece necesită o îngrijire mai aparte, mai meticuloasă. Și am aici câteva plante. Bun, hai să începem așa cu florile reprezentative lunii septembrie, deoarece ne aflăm așa la început de lună septembrie. Acușica vine toamna, când vine echinocțiu, că da, eu de acolo îl socotesc, o socotesc de fapt pe toamnă. Și spune-ne tu, cu ce ai venit, care ar fi planta? Cea mai reprezentativă floare a lunii septembrie este crizantema, pe care ți-am dăruit-o astăzi. În limbajul florilor, crizantema reprezintă rezistența, longevitatea, înțelepciunea, transformarea, noi începuturi. Este floarea care înflorește atunci când toate florile din vară au ajuns la destinație. Și am eu așa o zicală: dacă vrei să transformi ceva în viața ta, dacă vrei un nou început, dacă ești sigur pe tine, plantează crizanteme sau înconjoară-te în casă cu buchete de crizantemă. Crizantema este denumită regina florilor de toamnă, tufănica, da, sau dimitrița, fiind floarea Sfântului Dumitru, pe care noi credincioșii o ducem în dar bisericilor. Este floarea cu o energie aparte, reprezentând totodată longevitatea. Și sunt așa albe și, da, colorate, și colorate. Da, sunt și colorate. Tufănelele, care, da, noi le vedem la țară, în, da, grădină, pe lângă gard. Da. Chiar dacă florile de vară și-au făcut misiunea, ea vine și zâmbește. Știi când zâmbește crizantema? Atunci când vine prima brumă. A, ce frumos! Ce frumos spui! Da, aia spun, floarea bucuriei. Dar mai e pe aici pe undeva? Parcă mai erau niște... Unde sunt? Erau colorate așa. Colorate, da, tufănelele, tufănelele erau, dar nu le-am adus. Înseamnă că... Dar nu sunt asemănătoare? Da, sau? Sunt din aceea specie. În aceea, da, specie. Din aceea specie. Da, da, sunt mai, da, multe, da, tipuri de crizantema. Este denumirea mai... cum să spun eu... pe care noi toți o cunoaștem în florărie, dacă mergem, da, să... Da, da, da. Nu poți să spui vreau tufănică, vreau margaretă de toamnă, da, sau vreau dimitrița. Nu, nu, nu. Deci crizantemă. Crizantemă, clar, da, asta este denumirea ei, da. Eu am mai văzut în supermarketul și voiam să te întreb cât de mult ești tu de acord. Crizanteme așa, spre exemplu, le-am văzut albastre, dar... cumva nu. Nu, nu vreau să mă abțin la treaba asta. Bine. Pentru că sunt... Da, nu. Da, nu, ele sunt de origine galbene, albe, roșii, dar roșu acela grena, da, da? Și de aici vine și specia de ochiul boului, care face parte tot din familia crizantemelor și ele sunt multicolore, cu grenaua acela frumos albastru, și dar cele colorate din... N-aș vrea să, da, da, vorbesc, da, prea multe, dar sunt frumoase. Sunt frumoase, da, da. Bun, mai departe. Vreau să te întreb dacă există, așa cum o floare este reprezentativă lunii septembrie, dacă există și un arbore despre care putea să ne spui. Da. Reprezentativ sezonului de toamnă. Da, chiar am adus aici, să știi, câteva crenguțe și am și două nuci. Uh-huh. Nucu. Nucu. Nucul este arborele reprezentativ al lunii septembrie. Este și el tot un rege, dacă am numit crizantema regina florilor de toamnă. Astăzi am venit cu regi și regine după mine. El este regele arborilor,
Regele copacilor este un arbore vindecător și protector și pentru că nu durează atât de mult legenda și aș vrea să o spun înainte ca să fac legătura între beneficiile și remediile cu nuc, se spune că pe vremuri nucul era de fapt un rege falnic și soția sa, regina, s-a îmbolnăvit de o boală fără de leac. Regele, adică nucul, și-a propus ca în fiecare zi să vină și să-și mângâie regina pe obraj, câteva minute numai. În timp, starea de sănătate a reginei s-a îmbunătățit și într-o bună zi s-a lecuit și a fost vindecată. Așa cum noi știm foarte bine despre nuc, că este vindecător, beneficiile sale acum sunt un pic cunoscute și necunoscute. Din cauza frunzei, frunza nucului conține juglonă. Este o substanță toxică, spun cercetătorii, însă benefică pământului. Dacă adunăm frunze, da, în sat, la curte, da, începem și strângem frunzele, putem adăuga și puține frunze de nuc să le împrăștiem pe pământ pentru recoltă, pentru că ele sunt bune la dăunători. Acea juglonă, care este într-o cantitate foarte mică, ajută pământul să fie ferit de anumite dăunători. Și ca beneficii știm foarte bine de bolile tiroidei, care în camera de iod, da, se fac terapii, se numesc terapii idoterapii, terapia cu iod, da, în care persoanele care au probleme cu glanda tiroidă fac aceste terapii și vindecă, da? Deci este vindecătorul. Nuca, și uite că am aici o nucă pe care vreau să... Nu, nu arată ea așa de bine, sărăcuța, dar este singura care am putut să o aduc. Să știi că eu mă gândesc mai la dulceață de nuci. Da, știu că mi-ai spus. Da. Uite, din nuca verde, ca și remediu și un tratament pe care eu îl recomand din cazuistica mea, dă rezultate extraordinare pentru veruci. Pentru neci, da? Se înlătură puțin din nucă, se dezinfectează bine locul și se spală și se masează zilnic, timp de 14 zile, cu nucă. Cantitatea semnificativă de iod din nucă ușor, ușor cicatrizează, vindecă, este antiseptic, este antiinflamator, este cicatrizant. Și uite, așa avem un remediu natural cu nucă. Ce interesant, chiar nu știam. De... Da, frunzele de nucă, cum toată lumea le cunoaște, pentru colorarea părului alb. Asta voiam să te întreb. Și că știu că atunci când eram mică adunam și mă cam urdăream pe mâini. Și sau de la nuci de la, sau, da, sau da, de, da, la de la frunze, că nu mai țin minte exact. Și parcă te colorai în capul, părul alb, în cap, mă rog, pe păr se făcea negru. Nu? Da, colorează de la șaten brun. Da, aha, cam așa, un șaten brun, pentru că părul alb este lipsit de melanină și iodul vine și ajută ca și colorare. Ce aș mai vrea să spun despre nuc, că este un protector de strigoi, spuneam noi la țară. La fiecare casă, în spatele casei, este bine să ai un nuc. Spune că dacă vor pătrunde în curte strigoii, se vor duce la nuc, se vor adăposti lângă nuc și vom fi feriți. Deci aceasta este explicația pentru care chiar la mine, la țară, în satul tatălui meu, natal, într-adevăr, sunt foarte mulți nuci și noi avem un nuc. Da, da, fiecare curte pe care am întâlnit-o are un nuc. Da, 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 da. Este un fel de... face parte din familie și el.
trebuie să fie acolo. Trebuie să fie acolo, da. Și încă o chestie pe care vreau să o specific nucului, așa cum și legenda pe care am spus-o, nu este bine să poposim mai mult de câteva minute sub nuc, să ne odihnim, din cauza că el emană iod. Da, asta este explicația pe care am primit-o, pe care, da, este într-adevăr... Și nu face rău celorlalte plante sau nu știu dacă... Păi nu știu cumva... dacă ai observat tu, sub nuc nici iarba nu crește. Aha. Da. Deci probabil că de aceea ar fi bine să fie poziționat mai în spatele casei, tocmai da, pentru exact, ca să fie mai exact, cumva mai izolat. Nu știu da, dacă... da, din cauza acelor frunze care conține substanța aceea toxică de juglonă. Și iodul pe care îl emană este ok, dar așa cum am spus și în legendă, câteva minute face bine. Este terapie curată. Foarte interesant. Mi-am adus aminte și de crisantem, de tufănele. Da, la mine la țară toamna era, de fapt, cred că spre sfârșitul verii, cam așa, nu? Da, apar ele. Atunci apar ele, da. Colorate așa. Da, sunt din specia crisantemei, așa cum am spus. Da. Mai are vreo semnificație aparte crisantema, nu știu. Sau are vreo legătură simbolistic vorbind cu septembrie? Păi da, fiind... pentru că în limbajul florilor secrete ea aduce transformare. Mm-hmm. Noi am și spus, ne dorim ceva? Hai să ne înconjurăm de crizanteme. Ajută. Înțeles. Bun. Hai la coșocul... Ce ai acolo? Ceaua. Că sunt așa frumoase toate și arată foarte bine. Am recunoscut da, mare parte. Am aici plante medicinale culese cu grijă de mine. Plante din două familii care se asociază foarte bine între ele. Am partea de aici, este familia Asteraceae și aici este familia Liminaceae. Și am să le iau pe rând, am să vorbesc despre beneficiile lor din cazuistica mea cu rezultatele cele mai bune. Și am să încep cu coada șoricelului. Cred că doar cu coada șoricelului și apoi luăm o scurtă pauză de publicitate. Ok. Hai să vedem. Am înțeles. Coada șoricelului este sora mușețelului. Fac parte din aceeași familie. Se asociază foarte bine în durerile de stomac. Partea... Deci arăți? Ne pot... Da, sigur că da, uite aici. Avem. Aici. Aha, este... În spate undeva, da, nu știu aici, dacă... Da. Cred da, că trebuie să întoarcem noi puțin hai coșul. Hai să întorc. Așa, ca să fie vizibil. Da? Și acum cred că se vede da, la cadru. Aici avem coada șoricelului. Este culeasă de mine într-o zi cu rouă. Nu se culege pe timp de rouă, însă eu eram într-o zonă de munte și mă grăbeam foarte tare. Iar în momentul în care am văzut acel lan plin cu coada șoricelului, nu știu, soțul meu chiar mă căuta, am dispărut. Și ea se culege undeva la prânz, atunci când razele soarelui sunt fierbinți. Dar eu am cules-o și nu mai are așa albul acela de care dispune ea profund. Dar este benefică, merge, nu-i problemă. Dar de ce, stai puțin, că-s curioasă, de ce nu se culege într-o zi cu rouă? Într-o zi cu rouă nu, nu că nu-și păstrează proprietatea. Devine, așa vezi, un pic mai bej. Ea trebuie să rămână albă, alb curat. Aha. Da? Atunci când se scutură roua. Dar la munte, asta este, avem rouă dimineață. Și eu chiar am vrut să o culeg, am vrut să ți-o aduc în dar. Mulțumesc! Da, este o plantă, așa cum spuneam, sură cu mușețelul, are efect antiseptic, antiinflamator și cicatrizant. Uleiurile volatile pe care le conține coada șoricelului este un bun relaxant al musculaturii abdominale. Uite, vreau să spun, când mergeam și eu la sală, că nu mai merg acum, după un antrenament în care forțam abdomenul foarte mult, veneam și făceam o cană cu ceai de coada șoricelului. Este cel mai bun relaxant al abdomenului, da. În asociere cu mușețelul, pentru enterocolite, gastrite, balonări. Dar eu... Că am spus, mă rezum doar la cazuistica mea cu remediile cele mai bune,
O recomand pentru deparazitare. Pe lângă tratamentul adecvat deparazitării, eu vin cu acest ceai de coada șoricelului, însă nu este ceai, este un decoct. Punem florile de coada. Da. Continuăm informațiile. Scuză-mă că te-am întrerupt, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Am revenit aici în Dumbrava mea minunată cu Cristina Iachim. Povesteam despre coada șoricelului. Te rog să continui sau de fapt să reiei puțin informația. Da. Am spus că eu o recomand pentru deparazitare. În deparazitare, pe lângă tratamentul adecvat de parazitării, eu intervin cu acest decoct pe care îl recomand timp de 14 zile sau 7 în cazul copiilor. La adulți aș merge undeva la 14-21 de zile cu acest decoct. Seara, într-un pahar, într-o cană, adăugăm câteva flori de codiță de șoricel pe care punem apă plată, apă filtrată și lăsăm 6-8 ore până dimineață. Dimineață, pe stomacul gol, bem acest decoct. Da? Deci trebuie să clar. Nu facem infuzie din coada șoricelului. Infuzia o folosim pentru alte probleme. Dar din cazuistica mea, acest remediu este cu mult folos. Ea se culege acum în timpul da, acesta? Da, da, septembrie. Da, acum avem. Da, eu am întâlnit-o în zona de munte și este timpul ei. Da, și am cules-o chiar la zi de sărbătoare și de-aia vreau să ți-o dăruiesc în dar. Mulțumesc! Așa, ce mai am eu aici? Sunătoarea. Eu o numesc relaxantul sistemului nervos central. N-aș vrea să vorbesc prea mult despre ea, pentru că toată lumea o cunoaște, că ar fi floarea depresiei, anxietății, atacurilor de panică. Însă eu vreau să spun așa. Când nu știi ce să faci cu gândurile tale, fă-ți un ceai de sunătoare. Și te lămurești. Exact. Instant. Știi că la mine, am vorbit despre țara mea, acolo, într-adevăr, aveam două plante din care făceam ceai când eram mică. Ceaiul de tei și ceai de sunătoare. Așa am crescut cu cele două. Adică da. Parcă erau bune la orice, așa. Te doare capul, bea un ceai de sunătoare. Sau te doare, vrei să te calmezi, la fel. Sau un ceai de tei. Sau, da... Cam care ar mai fi, nu știu, cam ce mesaj ar veni sunătoarea către... Sunătoarea vine cam așa. În depresii moderate și ușoare, în stări de panică și anxietate. Aici vreau să adaug faptul că nu se asociază cu tratamentele din medicina alopată și nici pe cele de parte cardiovasculară. Pacienții care au tratament, nu le-aș recomanda sunătoarea, însă cei care se simt așa un pic cu capul nori, să le spun eu, să înceapă cu tratamentul cu sunătoare, cu acest remediu. Iar conține uleiuri volatile, flavonoide, vitamine și minerale ca magneziu, potasiu, mangan și cupru. De-aia și, cum i-ai spus tu, noi asta foloseam. Da. Întărește organismul. Întărește organismul. Da. Deci cei care au probleme cardiace, de fapt, care au un tratament, nu ar trebui să consume și okay. Nici cei care sunt considerați de medicul psihiatru și diagnosticați cu depresie severă să nu consume sunătoare. Da. Ce mai avem acolo? Uite că mi-ai spus de dureri de cap. Ia spuneți. Uite, am venit cu mentă, dar am venit de fapt cu izmă. Izma cu izmă, bună. Da, exact. Da, tot ca la bunica. Izmă. Tot de la bunica. Izma bună, da. Care și ea conține anumite uleiuri volatile și vitamine, chiar și vitamina C, vitamina A, vitamina K. Menta este recomandată în durerile de cap severe.
Dar cum să fac eu să-mi treacă durerea de cap cu mentă, că nimeni nu mă crede? Zice, bă, am luat atâtea antiinflamatorii și nimic. Ceaiul se face mult mai concentrat decât de obicei și se bea cu înghițituri mici. Ceaiul trebuie să fie la o temperatură nu rece, dar o medie, un pic să simt că mă și răcorește în același, să-l beau, să fie plăcut, să fie băubil. Și înghițituri mici. Așa. Și durerea trece. Gândește-te că în momentul în care bei ceaiul ăsta, tu îți și impui, îți induci starea și spui, ceaiul ăsta, licoarea asta, mă ajută. Și ce conține are legătură cu sistemul nervos central și reglează într-adevăr și nervozitatea. Menta. Menta? Da, 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 menta, menta. De-aia am și pus aici categoria asta de plante pe care le pot asocia și astea care le pot asocia. Adică, uite, menta o pot asocia foarte bine cu levânțica și cu salvia. Dar menta, până la urmă, este și pentru stomac, pentru burtă? Este, da, isma bună, într-adevăr, antidiareic și înlătură stările de greață. Dar starea de greață, tot așa, nu iau cana de ceai și am turnat-o. E ușor, ușor. Exact cum spun eu, gurițe mici, mici și dese. Da, ca o perfuzie, măi, așa trebuie să o înțelegem. Deși tratamentele astea pe care le spun eu și tot ce aici, trebuie luate, mă duc puțin în medicina alopată. Da. Da, și după aia vin eu, interferăm așa un pic și mă gândesc, mă, ce am învățat eu medicină? Că așa, 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 ia să vin eu să pun în aplicare plantele astea, că doar de aia sunt făcute date spre folos. Ia uite ce... Îmi spunea cineva odată că dacă te doare orice, să bei un ceai de salvie, știi? Așa, este bun la toate. E bună, la toate, dar avem mai... Hai să întoarcem ca să vedem salvia asta frumoasă. Da, și îi mulțumesc Mirelei, prietena mea dragă, că mi-a cules-o și mi-a adus-o așa frumoasă. Există de mai multe feluri, Cristina? Salvie, salvie albă? Eu pe asta o știu. Salvia, asta o știu. Salvatoarea. Vindecătoarea. Din cazuistica mea, cel mai bun remediu pe care l-am cu salvia este în îngrijirea orală. Cel mai bun dezinfectant oral. Înlătură placa bacteriană, durerile cauzate de carii, gingivite, afte și chiar parodontoza. Și uite, pentru parodontoză am să vin cu un leac pe care îl știu. Masăm gingiile foarte bine cu puțin ulei de măsline, după care luăm o frunză de salvie și o amestecăm, o plimbăm prin gură. Tratamentul este ala lung, pentru că salvia nu are contraindicații. Și salvie așa, pur și simplu. Exact, așa. Cum ne-a adus-o tu nouă, luăm o frunză și... Da. Cel mai bun dezinfectant bucal, înlătură chiar și mirosurile neplăcute ale gurii. Da, și parcă se mai punea și un pic de bicarbonat, bicarbonat de sodiu sau da, este, neapărat? Dar ea... Sau pentru inflamația laringelui? Da, merge. Da, sigur că da, în viroze și în amigdalite acute și chiar cronice se recomandă gargara cu ceai de salvie. Concentrație puțin mai mare, facem gargară, clătim bine, aruncăm și tot așa de câteva ori pe zi. Durerile de gât sunt alungate. Este minunată salvia, eu o iubesc. Ce mai am eu pe aici? Mai am levântica. Pe aceasta când o culegem, uite că nu te-am întrebat niște... Acum, ea rezistă pe toată perioada iernii. Tot așa și ea, la brumă, la îngheț, nu are, e din ce în ce mai frumoasă. Da, sunt plante de sezon, plante acum pe rece, pe sezonul rece. Da, și pentru că levânțica mea nu este înflorită, așa, uite că am supun să o vadă toată lumea, uite așa, gata. Am adus-o aici cu o tufă, da? Lumea poate crede că e rozmarin, dar nu este, este ea, plantă întreagă, dar nu este înflorită. Aștept să înflorească pentru că o iubesc și
Toată lumea îi cunoaște proprietățile, însă eu am un mesaj la levănțică care spune așa: rămâi calm în orice situație, deoarece calmitatea aduce putere. Așa este. Da. Ajută și ea ca și sunătoarea în anumite stări de neliniște, de nervozitate, anxietate, panică. Însă mesajul meu să fie bine priceput. Știi, săculeții aceia așa cu lavandva, da, da, da. Eu iubesc, eu avem în toată casa la un moment dat. Da, da, da. Deci starea asta de liniște, de calm pe care o emană, mirosul ei plăcut, toată lumea o știe. Așa, dar și pentru că timpul trece, trece și mai avem pe aici, ia uite, ce drăguț, numai că eu l-am cules tot de la munte și s-a uscat, nu mai atât de frumos, este ghimpele, ciulinele de lapte, amurariu, cu conținutul său bogat de silimarină. Ciulinele conține silimarină, îl recomand cu mare drag din toată inima persoanelor care suferă de steatoze hepatice. Detoxifică ficatul, este regele ficatului, cum se spune. Consumat zilnic, detoxifică într-un mod natural toată partea hepatică și chiar în crizele de bilă, da? Amurariul merge foarte, foarte bine. El se asociază chiar cu mușețelul, coada șoricelului și mai adăugam eu puțin la ficat, dacă mi-aduc mine aminte, mentă. Da. Îmi place să combin, dar nu mai mult de 3 plante. Nu mai mult de 3 plante? Nu, nu mai mult de 3 plante. Asta am văzut-o eu pe pielea mea, pentru că organismul nu are timp să le digere pe toate și să le ducă la locul lor. Ca și medicamentele, niciodată nu am luat mai mult de 3 pastile odată și la interval de cel puțin jumătate de oră între ele. Asta am învățat-o pe timpul meu când se făcea medicină. Aveam așa de puține lucruri de învățat, dar atât de importante. Da? Orice medicament îl luăm așa la jumătate de oră, orice plantă interacționează cu un medicament și multe de învățat. Și păi, tot. Chiar de curând taică mi-o a consumat ghimpele. Ghimpele? Așa. Sub formă de capsule, da, dacă zic, da, bine. Da, sunt. El făcând făcând insulină, deci este un diabetic cu insulină, și vreau să zic că i-a scăzut glicemia. I-a scăzut glicemia. Da, i-a scăzut glicemia, adică odată de la insulină, dar i-a scăzut și de la plantă. Adică a trebuit să scoată planta ca să poată să-și păstreze insulina, că îi scădea și mai mult. Da, da, da. Păi, că într-adevăr interferează cu anumite... Așa este. Fitoterapia se ocupă cu studiul, recunoașterea și administrarea corectă a plantelor. A plantelor. Cristina, am o întrebare. Cum le păstrăm? În ce le păstrăm? Uite, le culegem, le-ai cules. Da. Ele acum sunt în ceva puse Nu, deci astea de aici sunt verzi, dar încă nu le-am uscat, pentru că am vrut să ți le ofer ție în dar, să le usuci tu și să și te învăț. Și cum le uscăm? A, așa. Da? Ia să vedem. Și să te învăț cum le usuci. Da, într-o cameră, acolo pe unde nu se plimbă prea multă lume, da, le pui pe o pânză albă sau hârtie albă, dacă nu ai pânză albă, da? Și în fiecare zi le întorci. În momentul în care le întorci, vorbești și cu ele, da? Salvia e bună pentru, menta e bună pentru, da? Tu deja transmiți mesajul, da? Pentru că ele îți vor trimite înzecit mesajul în momentul în care le vei consuma. Iar după ce s-au uscat, le vei depozita în punguțe de hârtie, neapărat. Da? Nu vreau pânză pe perioada de iarnă din cauza umidității, însă punga de hârtie este sfântă. Înțeles. Și am să te văd și cum să le asociezi între și ele. Și dacă nu, stai că eu acum te întreb, eu n-am o cameră specială unde putem să le... Uite sus pe șifonier. A, uite, da.
Acolo nu le vede nimeni, e ferit de ochii lumine. Da, da, da. Chiar mă gândeam, știu că la țară mamaie mea le punea în camera de la drum. Așa, știi? Da. Și ea folosea ziar sau depinde acum mai încoace. Folosea ziar sau pânză, așa cum spuneai tu. Și într-adevăr usca și nu intra... Ferite de ochii lumii. Ferite de ochii lumii. Da, pentru că sunt pentru tine, pentru familia ta. Da, cu da, mesaje da. Pentru familia ta, pentru sufletul tău. Bun, hai să mergem mai departe la uite, mi-ai spus tu de tata cu diabetul. Da, da. Am adus aronie. Aronie, da. Este cea de acolo... Este cea de aici, da, am adus fructul. Așa. Da, exact așa, ca toată lumea să-l vadă. Da. Da, aici am aronia. Da, ia să vedem. Uite. Da, cu ce deosebim? Știu că sunt anumite, nu știu cum se numesc, care sunt toxice. Acelea. Cum deosebim aronia de... sau cum... nu știu cum... Nu, pe aici de, știu despre ce îmi spui da, tu. Da. Sunt acele fructe roșii care cresc pe la gârlă. Așa le spuneam noi la sat. Da. Da. Nu, acelea sunt mici și lucioase. Aronia este un pic mai mare. Frunza este... ștearsă, nu are luciu. Pe când la ce... Băi, dar am uitat cum se numesc. Deci am uitat cum se numesc, dar știu că bunica mereu îmi spunea să nu mănânci așa ceva că sunt otrăvitoare. Da, 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 da. Da. Nu, aronia crește clar în curte, trebuia deosebită atenție și îngrijire. Și cum spuneam, frunzele sunt mult mai deosebite de acelea care cresc pe malul apei. Da, și sunt lucioase așa. Da, deci da, nu, da, nu, da, nu. Da, da. Fructul, aronia este fructul oamenilor care au probleme în diabet. Sucul de aronie se consumă dimineața pe stomacul gol, 50, maxim 75 de mililitri. Da. Dar cum vorbeam de tatăl tău cu diabetul, uite, eu i-aș mai recomanda și ceaiul, infuzia din coș de teci de fasole. Da, eu am rezultate foarte, foarte bune. Care ajută la... reglarea insulinei, da. Și nu interferează cu... Nu interferează cu nimic. Asta e foarte bine, da. Și poate, dânsuși poate lua tratamentul dat de medic în continuare și poate veni cu acest suc de aronie și seara așa sau, nu știu, când vrea, dânsul poftește o cană de ceai, mai ales că ne apropiem de sezonul rece, te rog să-i faci un ceai din coș de teș de fasole. Da. Bun, mai departe. Bun, 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 bun. Ce mai avem acolo? Avem niște... mlădițe. 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 Și uite coșulețele astea așa pe care le-am dichisit eu aseară cu zmeură. Da? Și nu aș vrea să vorbesc de fruct în sine, pentru că toți îl cunoaștem, că este un bun antioxidant, conține vitamina C, ajută copiii în probleme de anemie, redă poftă de mâncare celor mici. Unii mai au și alergie la semințe și trebuie testat. Însă mămicile nu cred că introduc atât de repede în alimentația copiilor zmeura. Pentru noi adulții ce nu? Poți să iau o zmeură? Poți să iei, cum să nu? Mulțumesc, adică v-am poftit de că le-ai adus. Știu că am văzut toți au spus ce când le mâncăm. Da, cu drag le-am adus. Și uite că am și zmeură galbenă. Am văzut, da. Da. Are aceleași proprietăți, însă, așa cum am spus, nu vreau să vorbesc despre fruct în sine, că îl cunoaștem cu toții. Vreau să vorbesc despre mlădițele din frunză de zmeur pe care le am aici. Așa, ia să vedem. Uite aici. Aici sunt mlădițele de frunză de zmeur și aici sunt mlădițele din frunze de mur. Da, eu le-am legat cumva ca să pot să fac diferența între ele. Mlădița este, este această ramură tânără, flexibilă, din care se prepară o licoare, vreau să-i spun, o tinctură pe care ți-am din recomandat. Din mlădițele de zmeură, da. Da, pe da. Care... Ia spune-ne, de ce? De ce? Păi, în primul rând, vreau să spun că această tinctură din mlădițe de zmeură m-a îndreptat pe mine de a face a doua specializare în medicină alternativă.
a fost singura care a avut randament în problemele mele de tinerețe, suferind de o menstruație neregulată. Eram tot timpul supusă unor tratamente cu injectabile cu progesteron și într-o zi cineva a venit și mi-a recomandat această tinctură din mlădițe de zmeur. Am fost un pic sceptică la început, am privit-o, am cumpărat-o, am luat-o, însă eu nu aveam încredere atât de mare în... Sinceră să fiu, deoarece încercasem foarte, foarte multe tratamente hormonale. Uh-huh. Și din cazuistica mea, 99% vreau să spun cu mâna pe inimă, din pacientele mele care au probleme pe partea asta hormonală, sunt rezolvate. Tinctura de mlădițe de zmeur echilibrează uh-huh. întreg sistemul hormonal al aparatului genital feminin. Uh-huh. Înlătură dismenorea. Uh-huh. Este folosit de la pubertate la menopauză. Și de ce spun pubertate? Pentru că există acele tinere fete, da. Domnișoare, care se confruntă cu dismenorea, cu acele dureri chiar de sâni, cu acneea. Deci putem să-i dăm unei adolescente care are, de exemplu, 14 ani? Sigur că da. Și cum o administrăm? Se administrează foarte simplu. Dimineața, pe stomacul gol, 25 de picături sublingual. Absorpția este mult mai rapidă. Da. Și o folosim pe o perioadă de 3 luni și o lună pauză. Ok. Este... Am și zis, vreau să vin cu mlădițe de zmeur, pentru că vreau să vorbesc de această licoare, care pe mine și majoritatea prietenilor mele ne-au ajutat. Chiar acum 2 săptămâni am avut o prietenă care mi-a venit și mi-a spus, Cristina, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Am avut un polip, da, de 4 centimetri, care la controlul ginecologic, medicul ginecolog i-a spus, hai să mai așteptăm un pic, du-te pe la Cristina, vezi ce-i spune. Și ne revedem. După 2 luni și jumătate, polipul a dispărut. Da? Deci ea ajută pe partea de chisturi ovariene, polipi și la partea de fibrom stagnează evoluția lui. Aici este o problemă mai delicată cu fibroamele uterine, însă ea, așa puternică cum este, oprește din evoluție. Dar recomand cu mare încredere tuturor doamnelor și domnișoarelor mlădița, tinctura din mlădițe de zmeur. Undeva pe noptieră aș vrea eu să o aveți, deoarece dimineața pe stomacul gol tu poate mergi la toaletă, îți faci ritualul, nu știu ce, te mai duci la bucătărie. Nu, m-am trezit așa somnoroasă cum sunt, pac, pac, 25, are un căpăcel ea acolo, nu fac reclamă la nicio firmă, o găsiți în plafar și în farmacii. Are un căpăcel, repede, 25 de picături, înseamnă undeva la 2 ml, sublingual, m-am trezit, mă duc la baie, prepar cafeaua, ceaiul, nu știu ce, nu beau și nu mănânc după ea jumătate de oră. Aș vrea să țineți cont de treaba asta. Da. Și citeam eu pe prospect că nu se administrează în timpul menstruației. Da, deoarece ea reglează menstruația și să nu avem o menstruă mai abundentă. Abundentă, da. Okay. O oprim, dar nu este o chestie pe care... Dacă vrei o luăm, dacă nu interferează cu nimic. Și mi-ai spus tu, cred că am mai vorbit despre... Luminița de seară. Da, în asociere cu luminița așa, de seară, o recomand doamnelor la menopauză, atunci când intervin acele stări de panică, de anxietate, de insomnie, de irascibilitate, de nervozitate, de toate cele, da? Împreună cu luminița nopții. Uh-huh. Luminița de seară. Da, sunt acele capsule moi gelatinoase din ulei de semințe din luminița de seară. În asociere cu murul, pentru că am și mur aici, dacă observăm, și am acolo mlădițe de mur, elasticizează uterul.
Pe timpuri, femeile foloseau ceai din frunze de mur pentru o naștere ușoară. Da. Acum avem alte metode, pentru, dar înainte să știi că femeile așa nășteau. Vraciul din sat sau cine era, le administra ceai concentrat din frunze de mur. Într-adevăr, cu tinctura de mlădițe de zmeuri și tinctura din mlădițe de mur, dismenorea dispare. Uite așa. E foarte bine de știut. Da. Cristina, spuneai de fapt spuneam la începutul emisiunii de anumite tratamente, anumite soluții practice pe care le putem face noi acasă, cred, pentru îngrijirea părului lung. Aș vrea să ne vorbești puțin și despre asta. Am înțeles, da. Da, domeniul meu, pasiunea mea cu părul. Și uite, pentru că vorbim de părul lung, dacă tot am vorbit de simbolistică, așa mare parte ce avem noi aici, simbolistica părului lung este cam așa. Ce reprezintă, de fapt, părul lung la noi femeile? Reprezintă extensia gândurilor noastre fizice și psihice, viața lungă, puterea noastră ca și femeie, feminitatea. Un al doilea organ sexual al femeii este părul lung. Da. Puterea ei, da? Puterea ei, constant. Drumul lung în viața ei, așa cum și un râu curge, știi? Aici mă refer la părul ondulat, este o altă simbolistică al părului ondulat. Dar părul lung, în general, al femeii, exprimă feminitatea într-un cuvânt și rămân uneori siderată de anumite doamne care îmi spun: nu am timp pentru mine. Nu există așa ceva. Femeia trebuie să fie. Știi, sunt acele trei verbe pe care și George l-a vorbit într-o emisiune: a fi, a face și a avea. Femeia trebuie să fie înainte femeie, bărbatul trebuie să facă, vânător, pentru a avea ce? O armonie. Corect. Și... dă-ne un truc, un ceva, o soluție pentru părul lung. Pentru părul lung? Hai! Așteptăm, luați-vă un carnet și, și un pix repede și notați. Da, deoarece părul lung are nevoie de o mai multă îngrijire, aș vrea să fie spălat la 72 de ore. Are nevoie de apă, are nevoie de oxigen, adică vreau ca părul lung să fie periat în fiecare dimineață și în fiecare seară, în fața geamului, așa cum am spus și în emisiunea trecută, deoarece are nevoie de oxigen. Am să vin și cu un remediu pentru mătreață, pentru că părul lung este tot timpul predispus la această problemă. Nu ne limpezim atât de bine cât trebuie, da? Și dacă nu înlăturăm mătreața o dată, de două ori, de trei, se cronicizează treaba, da? Și am un remediu extraordinar de bun pentru mătreață. Este așa: spălăm părul bine, da? Îl limpezim, adăugăm într-un castronel puțină miere, adică să spun la un scalp, așa cum păr mediu lung, o lingură de miere și jumătate de linguriță de scorțișoară. Amestecăm bine totul și aplicăm pe părul strâns bine într-un prosop, da, nu uscat în totalitate, pe cărări, da, și masăm. Mierea este un antibacterian foarte bun, scorțișoara la fel, stimulează vasele, da, de la nivelul scalpului, și îmi scoate toată aceea poșghiță, da, care o formează scalpul, și înlăturăm, limpezim, da, cu ceai de, pentru părul lung, mentă. Ceaiul de mentă redă strălucirea, suplețea, elasticitatea și frumusețea. Părul lung are nevoie întotdeauna de o elasticitate mai bună. Da? Și ne clătim cu ceai de mentă. Da, ne clătim cu ceai de mentă, părul lung cu ceai de mentă. Și am să vin și cu o mască, dacă mai avem timp. Da, mai avem. Mai avem timp, da? Pentru că eu nu sunt adepta uleiurilor, așa cum am spus. Aici am să vin cu avocado. Da, am să vin cu avocado, am să vin cu banană, puțină miere, un vârf de linguriță de bicarbonat, da, și iaurt.
da? În mare parte. Pentru cei care vor mai multe detalii, să-mi scrie, așa cum da, a scris. Da, pentru că neapărat, o să răspund. Spune-ne unde să scrie, ca să știe. Să, pe WhatsApp, la numărul meu de telefon. Sau pe Facebook. Sau pe Facebook, oamenii Cristina mă găsesc. Cristina Iachim te găsesc, da? Da, mă găsesc. Și atunci am să dau așa cu gramaje, pentru că am observat că sunt doamne care vor așa să le spun exact 10 grame, foarte. 20 de grame, 30 de grame. Da, am să fac și lucrul ăsta. Deci amestecăm toate cele și... Da, și aplicăm pe părul proaspăt spălat, închidem totul cu un prosop muiat în apă fierbinte, da? Ce face acest prosop? Cu toată lumea zice, dar că nu mai am timp de prosop. Ba da. E important. E important. Deschide cuticula, pentru că am nevoie de hidratare, vreau să îmi pătrundă în interiorul firului de păr, vreau să-mi ajungă pentru la cortex. Pentru mai multe detalii o să le povestești, doamnelor, acolo pe Facebook. Da, sigur, îmi pare rău. Timpul s-a scurs foarte repede. Numai bine, să aveți, ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!